să-L cunoaștem pe Tatăl și să ne învăț cum să ne iubim unii pe alții. Iisuse, Tu ne-ai chemat să Te urmăm pe drumul credinței și a luminii. Spune-mi dacă dorești ale de a trăi în alianța și greutăți, speranțe și bucurii. Iisuse, Tu ne-ai chemat să Te urmăm pe drumul credinței și al luminii. Spune-mi dacă în gurii Tale de-a trăi în alianța lângă cei care astăzi mai sunt răstigniți. Iisuse, Tu ne-ai chemat să Te urmăm pe drumul credinței și al luminii. Spune-mi dacă în mării Tale de-a trăi în alianța pe Tatăl și să ne învăț cum să ne iubim unii pe alții. Iisuse, Tu ne-ai chemat să Te urmăm pe drumul grădinței și al luminii. Spune-mi dacă în mării Tale de-a trăi în alianța. Și greutăți, speranțe și bucurii. Iisuse, Tu ne-ai chemat să Te urmăm pe drumul credinței și al luminii. Spune-mi dacă în mării Tale de-a trăi în alianța în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Tău. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Lucruri mari a făcut Domnul cu noi. Inima ne este plină de bucurie. Lăudat să fie Iisus Hristos. Preasfințite, dacă părinte asistent general Felix, dragi părinți asistenți Acțiunii Catolice, părinți concelebranți, dragi membrii
ai acțiunii catolice din dieceza noastră, cari ospiti a questa nostra celebrazione, dacci viscredincioși unisc cu noi prin intermediul internetului și prin Radio Maria. Astăzi facem sărbătoare. O sărbătoare a celor care au ales și s-au angajat să fie vestitorii Evangheliei, primind un dar și o carismă specială în biserică, membrii acțiunii catolice. Astăzi aducem o mulțumire lui Dumnezeu pentru cei 25 de ani de activitate, dar aducem și o rugăciune fierbinte pentru viitorul care ne stă în față. Astăzi, așadar, aici îl întâlnim pe Iisus, care ne-a ales și ne alege ca să fim purtătorii Evangheliei sale în lume, membrii ai acțiunii catolice misionari. Pentru a celebra cu vrednicie acest moment, acest jubileu, pentru a asculta cum se cuvine cuvintele Domnului și Sfânta Predică, ne recunoaștem acum păcatele noastre, cerându-i iertare pentru toate lipsurile, pentru tot ceea ce nu am împlinit în misiunea noastră, spunând: mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Dintr-o adâncuri strig la tine, Doamne, Doamne, glory, glory, glory,
și stele să ajungă nostru cânt și până la tine, Doamne, căci mare ești și sfânt. Glorina, glorina, in excelsis, glorina, 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 in excelsis, glorina, glorina, glorina. Să ne rugăm, Dumnezeule, care ai voit ca puterea Evangheliei să lucreze ca o plămadă în lume, dă-le credincioșilor tăi pe care i-ai chemat să-și ducă viața în mijlocul ocupațiilor pământești harul, ca înflăcărați de spirit creștin, astfel să lucreze la zidirea cetății vremelnice, încât să contribuie la instaurarea împărăției tale veșnice. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, vețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Slava Domnului strălucește în toate lucrările sale. Citire din cartea lui Ben Sirah. Vreau să amintesc lucrările Domnului, să povestesc ceea ce am văzut. Prin cuvântul său a realizat Domnul lucrările sale. Cel preanalt posedă toată știința. Are înaintea ochilor săi toată veșnicia, face cunoscut trecutul și viitorul și descopere tainele lucrurilor ascunse. Niciun gând nu-i scapă, niciun cuvânt nu-i rămâne ascuns. El a realizat capodoperele înțelepciunii sale. El singur există din veșnicie și până în veșnicie. Nimic nu îi se poate adăuga și nimic nu îi se poate lua și nu are nevoie de niciun sfătuitor. Cât sunt de frumoase lucrările lui, până la cea mai mică scânteie pe care o putem observa. Toate există și rămân pentru totdeauna. Toate îl ascultă și corespund țelului pentru care au fost făcute. Toate lucrurile se deosebesc unul de altul și niciunul nu este deprisos. Unul completează calitățile celuilalt. Cine se poate sătura privind măreția lui Dumnezeu? Cuvântul Domnului. Yeah.
din întuneric m-ai înălțat, ca o lumină în noaptea grea. Aceasta este porunca Lui, ca să credem și să-L iubim. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Copilașii mei, să nu iubim numai cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Făcând aceasta, vom cunoaște că suntem din adevăr și în fața Lui Dumnezeu vom afla odihna inimilor noastre. Chiar dacă inima noastră ne-ar învinui, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și știe toate. Dragii mei, dacă inima noastră nu ne învinuiește, avem încredere în Dumnezeu și orice i-am cere, vom primi de la El, pentru că păzim poruncile Lui și facem ceea ce Lui îi place. Aceasta este porunca Lui, să credem în Iisus Hristos, Fiul Său, și să ne iubim unul pe altul, precum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Iar noi cunoaștem că rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat nouă, cuvântul Domnului. Aleluia, aleluia, aleluia. Lectura
Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfânătură Ioan. Mărire-ți-ne, Doamne! În acel timp, Iisus a spus ucenicilor săi: Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este viticultorul. Orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură. Și orice mlădiță care aduce rod, El o curăță ca să dea rod și mai mult. Voi sunteți deja curați prin cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă rod de la sine dacă nu rămâne pe viță, tot așa nici voi dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și eu în el, acela aduce roade multe, căci fără mine nimic nu puteți face. Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădița tăiată și se usucă. Mlădițele uscate sunt adunate, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, puteți cere orice vreți și veți primi. Prin aceasta este preamărit Tatăl meu, să aduceți rod îmbelșugat și să vă dovediți ucenicii mei. Cuvântul Domnului. Prin aceasta este preamărit Tatăl meu, să aduceți rod îmbelșugat și să vă dovediți ucenicii mei. Lăudat să fie Iisus și Maria! Preasfințite Petru, preasfințite Aurel, dragi confrați preoți, dragi copii, dragi tineri, dragi adulți, dragi ascultători prin intermediul Radio Maria și al internetului, ne plac sărbătorile, mai ales sunt acelea clasice care sunt prevăzute în calendar în fiecare an, mai ales sărbătorile religioase, sărbătorile civile. Dacă ar fi să întreb cui nu-i place sărbătoarea, cui nu-i place să se bucure, nu cred că ar fi vreo mână ridicată, mai bine nu încerc. Și ceea ce este cel mai frumos este că, iată, astăzi nu am ales să sărbătorim dând un click pe Facebook sau stând în fața monitorului cu năsucul în monitor, ci am plecat de acasă, am venit tocmai până la Iași, pentru unii chiar distanță mare, pentru că a vrut să ne reunim, să fim împreună și să îi mulțumim lui Dumnezeu. Nu am venit la un moment de distracție sau n-am venit într-o excursie, am venit chiar într-un pelerinaj, pentru că am venit în catedrala noastră, s-o preamănânci pe Sfânta Fecioară Maria și am venit ca împreună să sărbătorim. Așa cum fac fiii lui Dumnezeu, fiii și fiicele lui Dumnezeu, se adună împreună pentru a-i aduce recunoștință, i-a aduce mulțumire lui Dumnezeu. Sunt convins că fiecare dintre noi are multe motive să-i mulțumească lui Dumnezeu și vă invit ca în această zi să puneți în fața lui Dumnezeu toată recunoștința pentru lucrarea sa minunată în viața fiecăruia dintre voi.
Dar ne-am adunat într-un mod special pentru a-i mulțumi, nu pentru un număr de ani, 25, un număr frumos, dar într-un mod mai special să-i mulțumim pentru lucrarea sa minunată, lucrarea sa extraordinară în acești 25 de ani în acțiunea catolică și în dieceza noastră, în biserica locală. E un lucru special, pentru că noi vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu, lui să-i fim recunoscători, să înălțăm generozitatea mulțumirii noastre, tocmai pentru că noi vrem să contemplăm lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Câte lucruri frumoase face Dumnezeu în noi și cu noi, prin noi, pentru alte persoane. Am ascultat prima lectură din cartea lui Ben Sirach și această preamărire a lui Dumnezeu. Cât sunt de frumoase lucrările lui, până la cea mai mică scânteie pe care o putem observa. Lucruri care par să fie poate banale, dar sunt extraordinare, pentru că în mintea lui Dumnezeu și în inima lui Dumnezeu totul are o valoare deosebită. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acești 25 de ani, pentru lucrarea sa minunată, realizată în fiecare persoană, în cei care de la început s-au lăsat inspirați de Duhul Sfânt și au dorit ca acțiunea catolică să fie prezentă și în această dieceză, în toate persoanele generoase care au construit cărămidă cu cărămidă, sudoare cu sudoare, timp oferit, jertfă și așa mai departe, au construit acțiunea catolică din dieceza de Iași pentru lucrarea minunată a lui Dumnezeu în fiecare persoană, copil, tânăr sau adult, din fiecare grup parohial. Și de ce nu pentru lucrarea lui Dumnezeu în toate asociațiile și în întreaga sa biserică aici în dieceza de Iași, pentru că multe asociații, în special de laici și nu numai, sărbătoresc în această perioadă, în acest an sau în trecut, un jubileu. Gândul de recunoștință, de mulțumire. Avem nevoie să fim atenți la acest lucru, pentru că de multe ori în viața noastră trecem prea ușor peste darurile minunate, lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Dar cum am putea să trăim într-un mod continuu această recunoștință? Cum am putea să ne trăim credința noastră și ce răspuns am putea să-i dăm lui Dumnezeu, astfel încât spunându-i mulțumesc, să acest mulțumesc să fie tot timpul un pas înainte, o dorință reînnoită de a-L primi pe Dumnezeu în viața noastră și de a ne trăi credința. Și am ascultat Evanghelia. Care este cerința lui Iisus Hristos? Și e simplă. Rămâneți uniți cu mine și aduceți roade. Folosește Hristos această imagine a viței și a mlădiței, dar înainte de această imagine găsim de multe ori în Sfânta Scriptură imaginea viei, ca semn al grijii lui Dumnezeu față de poporul său. Suntem mulți de la țară, deja am cules, a făcut vinul, turburerul și așa mai departe, dar știm ce înseamnă, mai ales cei mai mari, să ai grijă de o vie. Câtă muncă este, câtă atenție, de ajuns să faci o greșeală, să tai ce nu trebuie și te trezești după aceea că nu prea ai ce să culegi toamna. Imaginea vie în Sfânta Scriptură reprezintă, este semnul grijii lui Dumnezeu față de poporul său. Așa cum viticultorul sau noi avem grijă de o vie, în toate etapele, din primăvară și până la cules, mai mult decât atâta, Dumnezeu este Cel care are grijă de poporul său și are grijă de fiecare dintre noi. Și ne cere să rămânem uniți cu El, care este vița, noi fiind mlădițele, în primul rând că numai în felul acesta avem viață. Trece seva din inima lui Dumnezeu în inima și în viața fiecăruia dintre noi. Dacă ne rupem de Dumnezeu, nu mai avem seva, nu mai avem viața, nu mai avem viața de credință și ne uscăm. Nu mai suntem
plin de seninătate, plin de pace, plin de bucurie, nu mai suntem un semn pentru ceilalți. Și acesta este primul lucru care ne-l cere Hristos. Rămâneți în mine, rămâneți uniți cu mine, pentru că numai în felul acesta aveți viață. În al doilea rând, ne cere Hristos, ne spune, nu e suficient să fiți uniți cu mine, vă invit să aduceți roade. Exact, repet, ca și viticultorul, degeaba are grijă de vie tot timpul, cu multă, multă atenție, dacă toamna fiind nu se umple niciun sac cu struguri. Suntem chemați să dăm rod, nu numai să ne bucurăm de prietenia cu Hristos, să ne tărim credința în modul în care dăm roade. Și toate acele roade pe care le-am ascultat și în a doua lectură, un fragment din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan, roade care într-un fel sunt sintetizate în puține cuvinte, dar într-o realitate extraordinară, aceea de a împlini porunca lui Dumnezeu, să credem în Iisus Hristos, Fiul Său, și să ne iubim unul pe altul. Acestea sunt roadele. Să ne trăim credința în orice moment din viața noastră, să fim mărturisitori al lui Iisus Hristos, să nu ne fie teamă să spunem, da, sunt creștin, sunt creștin catolic, cred în Dumnezeu, merg la biserică, mă rog, și să spunem asta în familiile noastre, să spunem asta la școală, la universitate, la facultate, să spunem asta la locul de muncă și poate mai mult decât prin cuvinte să se vadă prin felul nostru de a fi. Să spună oamenii, se vede că este unit cu Dumnezeu. Se vede că are viața lui Dumnezeu pentru că este bucuros, pentru că este generos, pentru că vrea să ajute și pe alții, pentru că inspiră speranță, pentru că ajută și pe alții să meargă înainte și așa mai departe. Acestea sunt roadele pe care fiecare dintre noi suntem chemați să le trăim, pentru ca viața noastră să fie plină de bucuria lui Dumnezeu și pentru ca și viața altora să se umple de această prezență a lui Dumnezeu. O credință care înseamnă unire cu Hristos, o credință care înseamnă a rămâne legați, a rămâne în Hristos, o credință care dă roade. Și atunci, iată, pornim din nou la drum cu această dorință de a fi cu adevărat mesageri al lui Dumnezeu. Este lucrul cel mai important, dincolo de orice activitate la nivel diecezan, în parohia noastră, în comunitățile noastre, lucruri frumoase care le facem sau încercăm să le facem, uneori ne ies, alteori nu ne ies, dincolo de toate acestea, pe primul loc să fie mărturia prezenței lui Hristos în viața noastră. Să dăm valoare prieteniei noastre cu Hristos. Și dacă ar fi să ne facem urări, s-au spus multe cuvinte în aceste zile, mie îmi vine în minte o imagine, neapărat o imagine, un moment extraordinar din viața bisericii, din viața acțiunii catolice. Septembrie 2004. La Loreto, în Italia, era o întâlnire importantă a acțiunii catolice, moment în care au fost și beatificate 3 persoane din acțiunea catolică. Papa Ioan Paul al II-lea, Sfântul Ioan Paul al II-lea, apăsat de boală, apăsat de vârstă, de încercare, dar prezent la această celebrare. Avea să fie ultima celebrare în mod public, după aceea au mai fost alte câteva, dar ultima celebrare de amploare în mod public. Și la sfârșitul acestei celebrări, adresându-se celor participanți, dar întregii acțiuni catolice, Sfântul Părinte a lăsat 3 cuvinte care pot deveni valorile noastre sau forța noastră de a merge înainte. Contemplație, comuniune, misiune. Contemplație, exact ce spuneam noi înainte, de a avea privirea mereu ațintită asupra lui Iisus Hristos.
El să fie în centrul vieții noastre. El să ne dea forța să participăm la Sfânta Liturghie, să ne rugăm, să ne îndreptăm spre ceilalți, dar mereu cu privirea ațintită asupra Lui Hristos și mai ales cu prezența Sa în inima, în sufletul, în viața noastră. Comuniune, exact ce am ascultat și în Evanghelia de astăzi, să ne îndreptăm unii spre ceilalți, să ne încurajăm unii pe ceilalți, să ne susținem unii pe ceilalți, să dăm la o parte orice lucru care împiedică această comuniune, orice lucru care poate să creeze separare, fie în acțiunea catolică, fie cu alte asociații, fie cu alte grupări, orice lucru în biserică ce ne îndepărtează de această comuniune. Fiecare dintre noi să fim artizani ai comuniunii, pentru că aceasta este biserica. Misiune, fiecare dintre noi să mărturisim credința noastră, să ne îndreptăm spre ceilalți, exact cum spune și Papa Francisc, să ieșim pentru a aduce celorlalți bucuria credinței și speranța vieții, încrederea într-un viitor care este în mâna lui Dumnezeu. În tumultul acestor evenimente, acestor luni, fiecare dintre noi, prin misiunea noastră, să răspândim speranță, să răspândim încredere, să răspândim bucurie, să răspândim mulțumire. Să-i cerem Domnului ca celebrând nu acești ani, nu 25 de ani, ci celebrând lucrarea Sa minunată în timp și în viața fiecăruia dintre noi, fiecare dintre noi să fim mesagerii Săi și să răspândim cu bucurie vestea cea bună a Evangheliei. Lăudat să fie Iisus Hristos! Celor prea iubiți, Mântuitorul ne-a învățat să umblăm în lumină. Plin de recunoștință pentru lucrarea Sa minunată în noi, să-i cerem astăzi harul de a fi fideli în trăirea vocației noastre. Doamne Iisuse Hristoase, Păstorul și Mântuitorul nostru, binecuvântează pe Sfântul Părinte Papa Francisc în misiunea Sa de păstor al Bisericii și deschide tot mai mult inimile noastre la îndemnurile Sale. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Întărește pe episcopul nostru Petru, pe episcopul auxiliar Aurel, cu puterea Duhului Sfânt, ca ei să propovăduiască prin cuvinte și fapte Evanghelia Ta și să ne ajute să creștem în sfințenie. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Susține munca pastorală a tuturor asistenților spirituali ai acțiunii catolice și a tuturor preoților și fă ca aceasta să aducă rod în biserica Ta. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Binecuvântează mărturia de credință a tuturor persoanelor care în acești 25 de ani au contribuit la creșterea acțiunii catolice. Să ne rugăm! Te rugăm, ascult! Dăruiește tuturor membrilor acțiunii catolice tăria de a-și mărturisi credința în orice ambient și de a fi sarea pământului și lumina lumii. Să ne rugăm! Te rugăm, ascult! Fă ca toate biserici, ca toate asociațiile bisericești, în special cele de laici, să răspândească în lume Spiritul lui Hristos și să fie ferment de reînnoire spirituală. Să ne rugăm!
Te rugăm. Dumnezeule Părinte Ceresc, primește recunoștința noastră pentru darurile tale. Dă-ne harul să căutăm cele plăcute ție și să le săvârșim cu sârguință, deoarece fără tine nu putem face nimic. În același Hristos, Domnul nostru. Amin. Iubirea vine de la el,
din sfânta inima sa, caut o lumină, caut o lumină, caut o lumină, lumina Domnului, caut o lumină, caut o lumină, caut o lumină, lumina Domnului. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule, care prin jertfa Fiului Tău ai voit să mântuiești întreaga lume, te rugăm ca prin puterea acestei jertfe, slujitorii tăi laici, pe care nu încetezi, ai chemat la apostolat, să răspândească în lume Spiritul lui Hristos și să fie în ea ferment de slujire prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Osinimile. Le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeu. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul timpului și al istoriei, Tu l-ai plăzmuit pe om după chipul tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor tale și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile, pentru ca el, cunoscând și admirând tot ceea ce tu ai săvârșit, să nu înceteze a te preamărit și a-ți mulțumi prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arcanghelii, te laudă într-un singur glas cântând cu bucurie. Hosana, Hosana lui Dumnezeu. Hosana, Hosana, Hosana lui Dumnezeu. Sfânt și atotputernic ești, Doamne, Hosana. Sfânt și atotputernic ești, Doamne, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana lui Dumnezeu. Hosana, Hosana, Hosana lui Dumnezeu. Cerul și pământul sunt pline de mărirea ta.
cerul și pământul sunt pline de mărirea ta. Osana, Osana, Osana a lui Dumnezeu. Osana, Osana, Osana a lui Dumnezeu. Binecuvântat e cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat e cel ce vine în numele Domnului. Osana, Osana, Osana a lui Dumnezeu. Osana, Osana, Osana a lui Dumnezeu. Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile aceștia cu roa Duhului Tău, că ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. Asemenea, după cine luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, o Mesie, și învierea ta, o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai venit să stăm înaintea ta și să slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru, Petru, episcopul auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răpusat în milostivirea ta și primește-i să se bucure de lumina feței tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască,
îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milosevirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea vă dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale. Binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e Iată mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Rămâi cu noi, Doamne Iisuse, rămâi mereu cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să... Dar spune numai un cuvânt. Ceasca pentru viața cea veșnică. Yeah.
pe care eu voi merge, te rog să îmi dai putere să pot merge pe a ta cale, să fac tot ce pot de acum, să răspund iubirii tale. Dacă tu rămâi cu mine, sunt fericit orice ispită, și când sunt într-un pericol, mă salvez într-o clipită. Când sunt trist, eu vin la tine, ești zbor de mângâiere, și îmi por din nou în spate rugea când îmi dai putere. Salvez într-o clipită, când sunt trist, eu vin la tine, ești zbor de mângâiere, și când port din nou în spate crucea când îmi dai putere. Te-ndoiești că Domnul te iubește, te gândești că Domnul te-a uitat. Oprește-te o clipă și privește la calea dreaptă ce ai de urmat. Vino, Doamne, între noi când sunt vânturi și ploi, ca și atunci când suntem fericiți. Dă-ne pace și har, căci muncim în zadar, că nu suntem de tine oprofiți. Ce-ai face n-are un folos, împinge viața asta care trece și cere ajutorul lui Hristos. Vino, Doamne, între noi când sunt vânturi și ploi, așa atunci când suntem fericiți. Dă-ne pace și har, căci muncim în zadar, că nu suntem de tine ocrotiți. Crede și iubește. Vino, Doamne, între noi când sunt vânturi și ploi,
Să ne rugăm, primind din plinătatea harului Tău, te rugăm, Doamne, ca întăriți de puterea spățului eucaristic, credincioșii pe care i-ai chemat la zidirea cetății pământești, să fie martori plini de râvnă și ai adevărului evanghelic, și să facă prezentă și activă biserica ta în mijlocul lumii, prin Hristos Domnul nostru. Excelența voastră, Petru Gherghel, episcop de Iași, Excelența voastră, Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, cucernici părinți, dragi asistenți spirituale ai Acțiunii Catolice, stimați invitați, dragi prieteni, membri ai Acțiunii Catolice, la finalul acestei celebrări euharistice, înălțăm Domnului recunoștința noastră pentru marele dar pe care l-a făcut omenirii prin Acțiunea Catolică și ne reafirmăm dorința de angajare în slujba Bisericii. Gândul nostru de recunoștință se îndreaptă acum către păstorii diecezei. Preasfințite Petru, Preasfințite Aurel, vă mulțumim pentru încrederea, susținerea și grija părintească pe care o purtați asociației noastre. Vă prețuim și vă asigurăm de rugăciunea noastră. Mulțumim Domnului pentru cei 25 de ani de slujire în dieceza de Iași. Mulțumesc tuturor responsabililor diecezani care de-a lungul celor 25 de ani s-au îngrijit de bunul mers al asociației. Mulțumesc tuturor preoților care au însoțit astăzi grupurile parohiale. Mulțumesc asistenților spirituali care ne-au oferit și ne oferă îndrumare pe drumul credinței. Mulțumesc binefăcătorilor care ne-au susținut material și spiritual. Mulțumesc tuturor membrilor asociației noastre care au avut curajul de a ieși din anonimat și de a se implica în viața bisericii. Mulțumim Forumului Internațional al Acțiunii Catolice, care ne-a susținut de la început, a însoțit creșterea noastră și ne-a conectat la Acțiunea Catolică din lumea întreagă. Prin intermediul Forumului Internațional al Acțiunii Catolice, am creat o legătură specială cu Acțiunea Catolică din Dieceza Nocera Inferiore Sarno din Italia. Vă mulțumesc că astăzi ați participat la sărbătoarea noastră. Mulțumesc tuturor asociațiilor din Federația Acțiunea Catolică din România. Mulțumesc celorlalte asociații prezente în biserica noastră locală, Scaut, Colping, cu care colaborăm pentru a edifica Biserica lui Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu pentru darul Acțiunii Catolice și pentru că noi facem parte din această mare și frumoasă familie. Și cerem Sfintei Fecioare Maria, Regina Acțiunii Catolice, și Sfântului Iosif, patronul Acțiunii Catolice din Dieceza de Iași, harul de a fi mereu în slujba comunității, animați de dorința de apostolat și coresponsabili în misiunea Bisericii împreună cu păstorii. Domnul să binecuvânteze și să însoțească fiecare pas din viața noastră. La mulți ani, Acțiunea Catolică!
La sfârșitul Sfintei Liturghiei, că odată vă felicităm pentru anii oferiți slujirii, pentru cei 25 de ani. Și împreună cu Sfântul Părinte, care vă iubește din ceruri, Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea și cu actualul Sfânt Părinte Papa Francisc, vă spunem cu toții, cei care vă iubim, duc în altul, înaintați cu curaj în larg, faceți cât mai mult bine, arătați-L pe Iisus care iubește pe oameni, îndreptați-vă spre toți, treceți pragurile, treceți la toți cei care au nevoie. Implorăm acum la sfârșit binecuvântare asupra tuturor cei prezenți în această celebrare, dar și asupra tuturor celorlalți care fac parte din acțiunea catolică, din dieceză sau din țară, și asupra tuturor celor care trăiesc în diferite asociații, binecuvântarea Domnului. Implorăm acest dar prin mijlocirea preacurate Fecioare Maria, mama tuturor, a Sfântului Iosif, patronul Asociației Acțiunii Catolice din dieceza noastră, și a fericitului Anton Durcovici, unul din cei care, animați de acest spirit, s-au oferit pentru tineri, lăsându-ne nouă un exemplu de urmat. Tuturora încă o dată, la mulți și binecuvântați ani! Domnul să fie cu voi! Și cu Duhul Zău! Să fie numele Domnului binecuvântat! De acum și până la veac! Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif și a fericitului nostru Anton Durcovici, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Slujba ta mea.
Vă rog să ieșim în liniște și să ne așezăm în fața catedralei pentru o fotografie. Mulțumesc!